DJI Mavic Air 2 sau DJI Mini 2? Aceasta e întrebarea. Salutare, oameni buni! Iată-ne din nou la un nou review cu dronele, dronele de la DJI. Dacă inițial voiam să vă arăt doar ce poate DJI Mavic Air 2, pentru că poate foarte multe, am zis că nu este suficient, trebuie să o comparăm și cu drona un pic mai ieftină cu capabilități destul de bune, DJI Mini 2, pentru că întotdeauna ne vom pune în balanță când vom vrea să achiziționăm o dronă. De asemenea, aș aprecia dacă ați lovit butonul de like, lucrul ăsta mă ajută pe mine foarte mult și ajută YouTube-ul să-și dea seama că facem o treabă foarte bună. Dacă aveți întrebări, lăsați-le în zona de comentarii, vă voi răspunde cu plăcere și dacă sunteți împătimiți de tehnologie, de drone, de gadgeturi, lăsați un subscribe, abonați-vă pentru că vor urma lucruri interesante. Ajutoarele mele în crearea de conținut sunt cei de la droneshop.ro, oamenii care mă aprovizionează cu gadgeturi și drone, vreau să le mulțumesc încă o dată și dacă doriți să cumpărați ceva de pe site-ul lor, aveți o mică reducere din partea mea, dar și a lor. În momentul când sunteți în la checkout, puteți folosi codul de reducere Ștefan3 pentru a avea parte de un mic discount. Până la apariția lui DJI Mini 2, puteai compara, de exemplu, DJI Mavic Mini cu Air 2? Da, îl puteai compara, dar nu avea nicio șansă, pentru că diferența de tehnologie, diferența de moduri, rezoluția camerei, transmisia sunt foarte diferite. Pe când, dacă comparăm cu DJI Mini 2, avem o oarecare șansă de izbândă. Ce ne interesează în momentul când vrem să achiziționăm o dronă? Păi, e simplu. Prețul ei, ce știe să facă și cât de legal o putem zbura. Prețul pe site-ul celor de la droneshop.ro pentru pachetul simplu este de 2149 de lei, iar pachetul Fly More Combo este de 2739 de lei. Pentru Mavic Air 2 avem un preț pentru pachetul simplu de 4199 de lei, iar pachetul Fly More Combo 5199 de lei, fără reducerea din partea mea și desigur că aceste prețuri vor varia în funcție de oferte, în funcție de reduceri și în funcție de situația economică. Deci, diferența dintre aceste două drone din punct de vedere al prețului este undeva pe la 2000 de lei, aproape o dronă DJI Mini 2 în plus. Așa că trebuie să știm dacă ceea ce plătim în plus vom și folosi. Inițial vom vorbi despre specificațiile comune, după care vom trece prin lucrurile care le deosebesc, iar mai apoi vom vorbi despre de ce costă DJI Mavic Air 2 cu 2000 de lei mai mult decât DJI Mini 2. Ambele drone sunt făcute de cei de la DJI, o firmă despre care știm că sunt de top, poate numărul 1 din punct de vedere al fabricării dronelor și al calității lor. Ambele drone au o conexiune solidă, o transmisie OcuSync 2.0 de până la 6 km în Europa. Ce mai avem interesant aici este că o telecomandă se poate folosi și pentru cealaltă dronă, deci dacă le aveți pe amândouă, puteți căra o singură telecomandă cu care veți face pairing în funcție de drona pe care o folosiți în acel moment. Un avantaj pe care Mavic Air 2 mai are este că calitatea transmisiei rulează până la 1080p, pe când la DJI Mini 2 maxim 720p. Încă un avantaj pe care DJI Mavic 2 îl are este posibilitatea de a se conecta cu DJI Smart Controller, această telecomandă minune de la DJI, care se poate conecta cu mai multe drone. Majoritatea destul de scumpe, să lucrezi cu această telecomandă este o plăcere. Despre asta vom vorbi în alt filmuleț. Ambele drone pot filma la rezoluții de până la 4K, iar dacă lăsăm dronele în modul auto și punem imaginile una lângă cealaltă, foarte greu un ochi neexperimentat își va da seama care filmare aparține cărei drone. Ambele drone au capacitatea de a face poze RAW. După cum știm, pozele RAW au un volum de informație mult mai mare pe care să le edităm într-un soft după ce am făcut poza. Desigur că Mavic Air 2 are un avantaj având un senzor mult mai mare. Cantitatea de informație și calitatea informației, adică a imaginii, este mult mai bună.
Viteza de zbor a ambelor drone este destul de mare, este utilizabilă, cu ambele drone puteți să faceți urmăriri de mașină dacă doriți, desigur nu trebuie să depășească o anumită viteză pentru că nu sunt drone FPV. Durata de zbor în cazul ambelor drone este una foarte bună, cei de la DJI le dau pe Mavic Air 2 că ar putea zbura până la 34 de minute, iar pe Mini 2 până la 31. Realitatea este un pic diferită, ambele drone, să zicem, în condiții prielnice pot zbura undeva pe la 27, maxim 28 de minute, iar în condiții de frig undeva pe la 20. Ambele drone au modurile automate de zbor, adică acele quick shots, modurile care te țin în cadru făcând o mișcare anume. Avem cerc, helix, boomerang, drone, rocket și Mavic Air 2 are un mod în plus, adică asteroidul, care pe mine niciodată nu m-a impresionat. Modul panoramic există în cazul ambelor drone, DJI Mavic Air 2 având un avantaj pentru că găsim mai multe moduri de a face pozele acestea. Mavic Air 2 își poate procesa singur pozele, pe când la Mini 2 avem nevoie de ajutorul telefonului sau de un soft precum Lightroom. Avem capabilitatea de a face poze AEB cu ambele drone, adică poze HDR neprocesate. DJI Mini 2 poate face până la 3 poze, iar DJI Mavic Air 2 poate face până la 5. Știm că pozele HDR sunt pozele în care avem o luminozitate bună, indiferent de zonă. Ambele drone au o cameră cu gimbal cu stabilizare pe 3 axe, iar camera lui Mavic Air 2 are un senzor mai mare, care ne oferă o calitate mai bună a imaginii cu care să lucrăm. Viteza de bitrate în cazul ambelor drone este foarte bună. Pentru Mini 2 avem 100 de megabits pe secundă, iar pentru Mavic Air 2 avem 120 de megabits. Ambele drone se pliază foarte ușor pentru a ocupa cât mai puțin spațiu, iar elicele merg pe același principiu, sunt elice care se mișcă și se pot foarte ușor piti pe carcasa drone. Și în cazul similarităților au fost câteva lucruri la care Mavic Air 2 a avut un mic avantaj. Acum vom trece la lucrurile pe care nu le au în comun aceste drone. Mini 2 are o greutate sub 250 de grame, ceea ce o face foarte ușor de transportat. Pur și simplu o pliem și devine de 2-3 ori mai mică și intră foarte ușor în orice buzunar. Pe când Mavic Air 2, deși este o dronă care se pliază și ocupă foarte puțin spațiu, nu ai cum să o bagi într-un buzunar oricât ai încerca. Și nu este indicat pentru că este o dronă mult mai scumpă, o dronă cu mai multă tehnologie, de care trebuie să ai grijă mult mai mult. În orice caz, am văzut că această dronă intră foarte ușor în centuța lui Mini 2, inclusiv telecomanda și o baterie extra. Din punct de vedere legal, Mini 2 având sub 250 de grame este mult mai ușor de înregistrat în 2021 pentru a zbura legal și fără griji. Pur și simplu trebuie să vă înregistrați în sistem, după care vă înregistrați drona și având sub 250 de grame, trebuie doar să vă puneți acel cod de înregistrare pe dronă. În cazul lui Mavic Air 2, procesul este un pic mai lung pentru că are peste 250 de grame și chiar și peste 500 de grame. Această dronă trebuie să fie înregistrată, utilizatorul trebuie să fie înregistrat și acesta trebuie să dea niște examene pentru a putea zbura în afara orașului, dar și în interiorul lui. Pentru informații privind zborul și înregistrarea acestor drone, vă rog frumos să vă informați de pe surse sigure și oficiale. Cam trecut de partea legală, așa ușurel, să trecem la partea de zgomot. Zgomotul ne interesează foarte mult în momentul când zburăm o dronă, pentru că nu vrem să-i deranjăm pe cei din jurul nostru și nu vrem să se uite lumea la noi ca la un pilot de F-16. Așa că zgomotul pentru ambele drone în categoria lor este foarte ok. Dacă DJI Mini 2 este o dronă foarte silențioasă pentru că este mult mai mică, este mult mai ușoară, elicele sunt mult mai mici. În cazul lui Mavic Air 2, pentru că avem motoare mai puternice, elice mai mari, zgomotul pe care îl generează este mult mai mare. Am făcut și un test pe care o să vi-l pun acum. Că tot suntem la exterior, să vorbim un pic despre calitatea materialelor. Dacă la Mavic Mini aveam un plastic un pic mai flexibil, un pic mai fragil, la Mini 2 acest lucru s-a schimbat și avem un plastic mult mai dur, asemănător cu Mavic Air 2, care desigur
fiind mult mai scumpă, calitatea materialelor, a finisajelor și a integrării componentelor este premium. Ce mai găsim la exterior sunt senzorii de evitare a obstacolelor, senzori pe care Mavic Air 2 are în față, în spate și în partea de jos. Acești senzori îi găsim și la Mini 2, dar doar pe partea de jos și sunt senzorii de detectare a înălțimii. Desigur că Air 2 are mai mulți senzori pentru că știe să facă Active Track și știe să evite obstacolele. Lucrurile astea le face împreună cu tehnologia APAS, care ajută drona să evite obstacolul și să îl depășească într-un mod sigur. Această tehnologie împreună cu Active Track face din Air 2 un companion de încredere. Desigur, vă avertizez, acest mod Active Track sau Follow Me, cum vreți voi să-i spuneți, nu se folosește în orice situație. Acești senzori nu sunt autonomi, această dronă nu este autonomă și trebuie să vedeți în ce situații acest sistem se poate folosi. Mavic Air 2 are o baterie mult mai mare care se comportă mult mai bine în condiții de frig față de bateria de la DJI Mini 2, care este un pic mai mică și un pic mai neprotejată în fața frigului. Că tot am ajuns la frig, să vorbim un pic și de vânt, pentru că da, Mini 2 față de Mavic Mini a fost îmbunătățit din punct de vedere al rezistenței în fața vântului, dar din experiența acumulată vă zic că acest lucru contează mai puțin. Ceea ce contează este cum se comportă drona la înaintarea cu vântul în față. Și o să vă zic că aici Mavic Air 2 excelează față de Mini 2. Simplu motiv pentru care excelează Air 2 față de Mini 2 este greutatea. Acesta este factorul determinant în momentul când vrem să luptăm cu vântul. Air 2 este o dronă grea, solidă, care poate face față în condiții de vânt aproape extreme, să zicem așa. Mini 2, în condiții de vânt medii, se va chinui în momentul când vrei să o întorci spre vânt. Se va chinui să ajungă la voi acasă în momentul când mai are 20% baterie, drona e la 500 de metri, poate și mai mult, și pur și simplu nu reușește să învingă vântul pentru a ajunge la timp înainte de a se descărca bateria. Deci fiți mai grijuli, fiți mai pregătiți în momentul când zburați o dronă care este mai ușoară. Să trecem la modurile camerei. Desigur că cu ambele drone puteți filma atât automat cât și manual. Dincolo de asta, Air 2 are două profile de culoare, cel normal pe care îl avem și la Mini 2 și cel de cine-like, adică un format pal, plat, fără colorit extrem, pe care noi va trebui să-l colorăm mai apoi într-un soft de editare. Următorul mod este modul HDR, modul prin care această dronă a fost promovată. HDR pe românește înseamnă să avem o luminozitate bună oriunde ne-am uitat în cadrul filmării. Majoritatea camerelor pot face o expunere corectă ori pe soare, ori pe pământ. Dacă faci expunerea corectă pe soare, pământul va fi întunecat. Dacă faci expunerea corectă pe pământ unde este întuneric, soarele va lumina tot cadrul și va arde toată imaginea. Așa că această dronă are un senzor și o cameră quad-bayer care poate face în timp real această izolare a zonei cu luminozitate mai slabă și a zonei cu luminozitate mai puternică și pentru fiecare în parte reglează luminozitatea într-un mod personal, fără a afecta cealaltă zonă. Ce face Air 2 în plus față de modul HDR de la alte drone este că mărește varietatea de culori, mai ales cea venită dinspre sursa de lumină, adică soarele în cazul nostru. Pentru a folosi modul HDR trebuie să fim într-o situație precisă, adică la ora magică. Ora magică înseamnă apus sau răsărit. Când soarele este
aproape de pământ, aproape de sol, când soarele își pierde din intensitate, iar drona trebuie să meargă înspre soare. Din păcate, în alte situații nu este indicat să-l folosim, pentru că modul HDR este unul automat, nu avem niciun control asupra camerei și atunci, dacă este o zi normală, dacă soarele este sus pe cer și nu avem vreun contrast, nu avem vreo diferență de luminozitate în imagine sau este o zi mohorâtă, o zi fără soare, modul HDR nu ne va oferi niciun avantaj. Încă un mod pe care îl avem la Mavic Air 2 este modul slow motion, adică modul cu încetinitorul. Acest mod se poate folosi doar la rezoluție 1080p, la 120 de frame-uri pe secundă sau 240. Personal, mie nu-mi place, mi se pare că se vede defocusat în ceață și nu aș vrea să introduc filmarea asta într-un clip 4K sau 2.7K. Dacă vreți să folosiți slow motion, vă duceți frumos la rezoluție 4K, acolo aveți 60 de FPS-uri pentru că această dronă filmează la 60 de FPS-uri și în momentul când editați sau în momentul când vă faceți filmarea, reduceți viteza la 50%, practic veți reduce la 30 de frame-uri pe secundă și calitatea va fi în continuare acolo. Încă un mod pe care cei de la DJI l-au implementat în această dronă este modul Hyperlapse, care este un mod hibrid între foto și video. Practic e un timelapse în mișcare. Este foarte interesant pentru că poți seta direcția, poți seta să mergi în linie dreaptă automat. Să trecem la partea de fotografie. Primul mod despre care vom vorbi este modul de 48 de megapixel. Și o să vă întrebați cum poate o cameră cu un senzor de 12 megapixel să facă o poză de 48. Păi este simplu, pentru că are tehnologia Quad Bayer. Până acum un pixel reușea să prindă o singură culoare. Având acest filtru peste acel pixel, reușește să surprindă până la 4 culori. Aducându-le împreună, reușește să formeze o poză așa zisă de 48 de megapixel. Dar din punct de vedere al culorilor, nu din punct de vedere al detaliilor. Contează acest mod de 48 de megapixel pentru un om de rând? Nu contează, pentru că noi, de exemplu, postăm poze pe Instagram, Facebook, rețele de socializare care îți distrug imagini. Așa că acest mod mai avansat este bun dacă îți printezi poza, dacă ți-o printezi la o rezoluție foarte mare, la o dimensiune mare, vrei să faci un tablou, vrei să faci un tapet, vrei să o proiectezi pe o clădire, da. Acest mod contează foarte mult. După care mai vine un concept, un mod care se cheamă Smart Photo și care practic face același lucru ca în cazul modului HDR pe partea video, adică gândește pentru tine cea mai bună setare a pozei pe care vrei să o faci. Din păcate nu ne zice exact ceea ce face, dacă umblă la luminozitate, dacă apelează la modul HDR, dacă umblă la lucrurile de detaliu, nu exagerează cu aceste setări și reușește să facă o treabă bună. Pe lângă asta mai avem Burst Mode, care va face niște poze la intervale foarte scurte. Acest mod se poate folosi în momentul când urmăriți ceva în mișcare, de exemplu, nu știu, un schior sau un surfer sau o mașină și vreți să prindeți exact momentul cel mai bun. Și ultima, care se numește Time Shot și pe care o întâlnim și la Mini 2, care înseamnă să facem poze programate la diferite intervale, 2 secunde, 4 secunde și le putem folosi pentru a face un timelapse. Și am terminat, oameni buni, ura, am terminat cu aceste drone, cu explicațiile despre aceste drone. Dacă am uitat ceva, vă rog frumos, lăsați în comentarii ca să pun în descriere sau ca să las un comentariu despre acest mod. Evident că Mavic Air 2 este mult mai bună, are tehnologii mai bune, camere mai bune, moduri inteligente de zbor, Active Track. Evident că are un preț cu 2000 de lei mai mare. Evident că trebuie să dăm niște examene pentru a o înălța legal. Dar din păcate nu, eu sunt persoana care vă va lămuri. Decizia e la voi și întrebările pe care eu mi le-aș pune înainte de a achiziționa o dronă sunt următoare. Câți bani am disponibil pentru achiziționarea dronei? 2000 de lei sau 4000 de lei? Cât de des voi zbura această dronă? Ocazional sau foarte des?
dar în ambele cazuri, ambele drone se descurcă la fel de bine. Câtă nevoie am de tehnologiile pe care Mavic Air 2 le are în plus față de Mini 2? Le voi folosi des? Atunci merită să iau Air 2. Le voi folosi deloc sau foarte rar? Atunci Mini 2 este alegerea evidentă. Voi folosi drona la nivel profesional, gen nunți, botezuri, evenimente, filmări, reclame, filme, seriale, etc. Sau o voi folosi doar pentru conținut personal. Sunt dispus să învăț și să dau examenele pentru a pilota DJI Mavic Air 2 sau vreau să mă rezum la a-mi registra drona și pe mine ca persoană, după care să văd ce mai e de făcut și să o zbor într-un mod legal. Răspunzând la aceste întrebări, vă veți da seama care dronă este potrivită pentru voi. Eu am fost Ștefan, sper că te-am ajutat să iei cea mai bună decizie din viața ta în privința dronelor. Sper că ți-am oferit informațiile necesare pentru a alege între Mini 2 sau Mavic Air 2. Dacă ți-a plăcut acest filmuleț, desigur nu uita să lași un like, mă ajută enorm, un comentariu dacă am uitat ceva funcționalitate sau vrei să mă întrebi ceva, sau pur și simplu să dai subscribe. Aici încheiem transmisia, oameni buni, să aveți o zi bună, să aveți o zi plină de inspirație și ne auzim la următorul filmuleț. Pa, pa!